sesiunea aceasta cu comunicarea domnului Florin Abraham. Titlul comunicării este Istoriografia recentă a comunismului, vize, provocări, dileme. Vă rog. Mulțumesc, domnule profesor. Am să încerc să mi-am plic chiar mie de momentul pe care m-am colegilor la rând. Sper că am 10 minute. Mulțumesc. Cred că aniversarea, evenimentul la care participăm, am participat și ieri, continuă astăzi, și anume aniversarea 20 de la fondarea primului Institut Academic de Cercetare a Totalitarismului în România, ne oferă, pe lângă o formulă de socializare, de a cunoaște, de a integra lumea în jurul Institutului, cred că ne oferă și prilejul unei analize retrospectivă asupra modului în care cercetăm, percepem și poate părea ciudat, ne imaginăm trecutul. Când mă refer, pentru a clarifica titlul, când mă refer la istoriografia recentă, am în vedere istoriografia de 89, deoarece există sigur și o istoriografie națională sau indigenă a comunismului realizată sub comanda partidelor comuniste, dar aceasta este profund ideologizată, mistificatoare, în mare parte, de fapt, inutilă. În prezentarea noastră ne referim la istoriografia românească într-o perspectivă comparativă cu restul statelor din Europa Centrală și de Est, mai degrabă cu o parte a lor. Prima chestiune ar fi în legătură cu mizele istoriografiei. Și aici sunt două tipuri de mize pe care am încercat să le prezint schematic. Ar fi mizele exogene sau exterioare meseriei și profesiunii de istorie. Și aș spune că noua, ceea ce se numește noua istorie a comunismului, până nouă, sigur, în comparație cu cea oficială din 1989, s-a născut într-un primat în care i s-a cerut în primul rând să fie terapeutică și abia sub segment științifică. De fapt, tratamentul cu A, cu adevărul istoric, cu A și cu I mare, nu a fost asumat consensual la nivel societal. E o constatare, cred, obiectivă sau factuală, sau obiectivă de limba din factualitate. Imediat după 89, s-au măsurat două perspective concurente asupra înțelegerii cu trecutului. Prima, să spunem de sorginte activist civică, afirmă că, de fapt, trecutul nu este o chestiune care privește doar pe cercetători și el trebuie adus de aceștia în fața societății care ar urma să se vindece de trecut prin confruntarea cu fantomele acestuia. A doua, să spunem, de factură pragmatică, este construită pe premisa că desproparea domnului totalitarismul nu ar face decât să învrăjească societatea, să-i creeze false priorități. Aceasta, a doua variantă, a fost susținută și de o parte a moștenitorilor vechiului regim, moștenitori politici, în sensul fiind într-un fel exonerați de responsabilitate, dar și de o parte importantă a societății, dacă ne dăm la sondajele de opinie, cum să legeam pe acest subiect puțin mai încolo, interesată mai degrabă de soluționarea problemelor socioeconomice aduse de tranziție, nu a celor istorico-morale. Mizele propriu zise ale istoriografii sau ale corpului istoriografic sunt, sau le putem identifica numai de patru. Reconstrucție instituțională, dezideologizare, de fapt, și modul în care se realizează despărțirea de materialismul dialectic și istoric, formarea unei noi baze documentare, în principal problema accesului la arhive, și, nu mai puțin important, clarificarea rolului social politic al istoricului. Acum, vreau să mă refer la chestiunea instituțională. Și găsim două mari metode sau două tipuri de instituții care sunt generatoare de cercetare istorică. Observăm o continuitate sau realizarea unei istoriografii, poate de instituții de cercetare, nu doar de mediul universitar. Vechile instituții care își iau în area de preocupare noul câmp problematic. Și dintr-o selecție foarte,
dintr-o paletă informațională foarte diversă, am ales câteva exemple. De exemplu, în Cehia, Institutul de Istorie Contemporană, își asumă istoria recentă a Cehiei și creează un departament, un centru de cercetare pentru istorie orală. În Letonia, în cadrul Institutului Istoriei Letonii, de obicei în cadrul Academiilor Naționale, în Polonia, Institutul de Istorie al Academiei de Științe, în România este cazul Institutul Nicolae Iorga și a filialelor Academiei de la Cluj și Iași. Avem de-a face și cu noi structuri instituționale, pe care așa am să le menționez pe cele mai semnificative într-un fel. În Cehia, Institutul pentru Studiul Regimurilor Totalitare și Arhivele Serviciilor de Securitate create în 2008. În Letonia, Centrul de Documentare al Totalitarismului din 1992. În Lituania, Centrul de Cercetare al Genocidului și Rezistenței din Lituania în 1993. În Polonia e foarte interesant, Fundația Carta, care rămâne principală în instituție doar din privat. E o fundație, dar finanțată și privat. Respectiv Institutul Memoriei Naționale, Comisia pentru Urmărirea Crimelor împotriva Națiunii Poloneze din 1998. În Ungaria, Institutul pentru Istoria Revoluției Maghiare din 1956, creat în 1995, dar care studiază întreaga istoria perioadei comuniste. Respectiv Arhivele Societății Deschise în cadrul Universității Centrale Europene, care a și dobândit prin achiziționare mare parte din arhivele Rătării de Ofriu. Și în România, 1993, se putează cu cele două instituții, Memorialul Siget, cu acest Centrul Internațional asupra Comunismului și Institutul în care, pe care l-a intersemat și acolo în grup, sunt din 1999. O altă chestiune se referă la sursele de informare, punct esențiale pentru historiografie. Și, de fapt, interesul s-a îndreptat în mod prioritar spre arhivele partidelor comuniste, accesul neîngrădit la acesta fiind o precondiție a anumite revoluții historiografice anunțate imediat după 1989. Însă, transferul arhivelor de partid în proprietatea arhivelor naționale s-a realizat aproape concomitent cu instaurarea unor regimuri legitimate democratic, însă gradul de acces la acestea nu a fost și rămâne încă diferențiat în statele post-comuniste. Și am două exemple aici. În Polonia a fost transferată la arhivele de stat încă din 1990 arhivele Partidului Unit al Muncitorilor, însă prin legea inițială a arhivelor s-a păstrat restricția accesului la documentele mai noi de 30 de ani de data călării acestora, desigur. O situație diferită a fost în Bulgaria, unde succesorul legal al formațiunii comuniste a fost Partidul Socialist Bulgar, care a căutat în primele tranziții să împiedice transferul arhivelor formațiunii spre arhivele statului. Fapt, a avut loc cu o acțiune de, să zicem, curățare a arhivelor, de elementele compromisătoare, astfel încât ce a ajuns spre consultarea publică e doar o parte din ceea ce a produs, de fapt, Partidul Socialist, Partidul Comunist din Bulgaria. Deschiderea arhivelor serviciilor secrete, mai ales atenționor ce vizează acțiunile de poliție politică, a constituit cea mai sensibilă chestiune a gestionării memoriei comunismului. Pentru că, de fapt, declasificarea și accesul la arhivelor serviciilor secrete a creat în toate societățile postcomuniste ample discuții, deoarece recăvarea feței ascunse adesea de neproasa naturii umane, în contactul ei cu instrumentele represive, nu este fără riscuri, cel puțin în opinia mea. Pe de o parte, se aflau lucrătorii în dânsă funcțiilor servicii secrete, care sunt puși în fața propriilor acțiuni prin care au adus atingerea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului. De cealaltă parte, se află însă categoria mult mai amplă a colaboratorilor în diferite grade și forme ai poliților politice. Prin conținutul lor, dosarele realizate de serviciile secrete au un efect nu doar cunoașterea trecutului unor persoane, ci și adesea înveninarea relațiilor din societate prin aplicarea stigmatului colaboraționismului. Ca atare, accesul la arhivele poliților politice a fost mult îngreunat, ori întârziat. Deschiderea spre cercetare a acestor tipuri de arhive s-a realizat mai ales în contextul inițiativei de frustrație sau ca formele așa numite justiții de tranziție.
Și sunt și o a treia categorie, sunt așa numitele noi arhive, de fapt memoria comunismului condamnată prin anchetele orale și constatată de fapt în fiecare țară post-comunistă este cel puțin o instituție de, care aplică metodele anchetei orale. Principala problemă care rămâne, o problemă nerezolvată, este accesul fragmentar sau lipsa accesului la aceste baze de date prin care este consemnată opinia oamenilor despre comunism. O altă chestiune este legată de tematica istoriografiei și, de fapt, este o tematică, să spunem, comună. Instalarea regimurilor totalitare, distrugerea elitelor tradiționale, naționalizarea economiei și colectivizarea agriculturii, mișcările anticomuniste, politica externă și militară în cadrul care s-au în relație cu NATO, căderea regimurilor comuniste după principiul dominului și alții. Însă, ceea ce este mai interesant este că fiecare istoriografie națională s-a individualizat tematic prin subiecte care reflectă propria experiență istorică. De exemplu, cehii acordă o atenție poate obsesivă asupra primăverii de la Praga, maghiari în legătură cu Revoluția Budapesta din 1956, polonezii cu solidaritatea, anexarea țărilor baltice este de asemenea o subiect important pentru estonieni, letoni și litonieni. Istoricii bulgari, în lipsa unui mare element istoric, au construit discursul istoriografic prin întreaga, durată de existența comunismului. De fapt, tendința principală ce poate fi observată în ultimele două decenii este de a da un contur mai puternic variantelor naționale ale experiențelor comuniste. Fenomenul este ilustrat și determinat de dorința istoriei de a depăși agentul spirit de bloc, tratarea uniformizată a istoriei estului operată de sovietologii în timpul războiului rece, pentru a se individualiza ca experiență istorică și acțiune martirologică națională. De fapt, constatăm subsecvent discursului istoric și faptelor o competiție a suferinței și demnității acțiunii totalitare cu inerentele ei complexe de superioritate și inferioritate generate între națiunile postului bloc sovietic, fiind lipsind, în schimb, studiile transnaționale, integratoare și sistematice asupra unor politici. O altă chestiune la care mă refer punctual este aceea a opiniei publice și trecutul comunist. Studiile transnaționale de factori sociologici arată, de fapt, un fenomen quasi general de apariția nostalgiei în legătură cu trecutul comunist, care atinge chiar cote de până la 50% din subiect, practic, mutând la nivelul unei societăți, cam jumătate din societate, în unele cazuri, manifestă anumite forme și într-un amănunt în legătură cu fenomenul nostalgiei. Istoriografia, de fapt, este fără influență de masă, are tiraje scăzute, un public specializat, iar acum observăm, de fapt, când încearcă să devină sau devină un subiect de masă în România, este tratată în registrul show-ului al emotivității. Este foarte interesant să facem o analiză a reacțiilor mass media în cazurile Vișinescu și Viciorul. De fapt, se pune un accent la suferințe personale, revolta celor care sunt încă vii, deși informațiile disponibile sunt disponibile istoriografic de mult timp. Iar discuția nu se poate asupra cauzelor politice și instituționale care au făcut posibilă apariția și manifestarea torsionarilor. O altă chestiune este colaborarea internațională despre care spuneam și am identificat în trei structuri regionale de cooperare. Prima este, sau cea mai vizibilă, e platforma memoriei și conștiinței europene creată în 2011 la Praga, gestionată de la Praga, în care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului este parte. O altă, care e organizată la nivel statal, Rețeaua Europeană Memoriei și Solidaritate, creată încă din 2005, Germania, Polonia, Ungaria, Slovacia, gestionată de la Varșovia, România se va aronda în această toamnă la ea, în care sunt state și nu instituții, dar sunt prinse și instituții care fac parte din ea, și mai este o rețea europeană instituții
ciclon de filmare ale arhivelor politicilor politice, din care face parte și CNSASEU. Acum câteva concluzii. Aș putea spune că istoriografia ca disciplină științifică nu și-a recâștigat autonomia cognitivă, pierdută în anii 70. La extrema abordărilor istoriografice se află în pozitivism primitiv și contraproductiv, iar la cealaltă extremă se află construcțiile narrative eclectice, definite uneori în mod pompos interdisciplinare, în care raporturile dintre memoria colectivă și memoria de tip istoric sunt imprecise și adesea confuze, lipsite de suport metodologic coerent și unificat. Între cele două tipuri extreme de istorie, de a scrie istorie, identificăm un spectru larg al temelor de studii și metodelor de cercetare, fără a putea duce la o direcție integratoare. Desigur, istoria politică este dominantă în sens cantitativ, dar potențialul de inovator este, din păcate, redus. Este încă o situație frecventă din istoriografia recentă, aceea de a utiliza concepte sociologice create în timpul războiului rece pentru a descrie regimurile comuniste, plecând însă de la o altă și transpusă spre unei alte baze factuale. Rezultatul inerției conceptuale metodologice este o istoriografie repetitivă, stereotipă adesea, în care principalele acumulări sunt de natură cantitativă și mai puțin în direcția unor noi perspective interpretative. Sigur, acum întrebarea ar fi ce urmează. Cred că funcția terapeutică a istoriei este persistentă, iar istoriografia va pendula, de fapt, între tendințele de ocupare a spațiului public cu temele trecutului și reducerea acestea la o simplă narațiune, simplă formă de discurs academic. O altă chestiune, o avea de-a face cu o multiplicare a resurselor informaționale, dar se întrevedește deja o problemă în prelucrarea acestor, deoarece condiția socială a istoricilor devine tot mai precară. Iar o altă chestiune care cred că este de asemenea importantă, confruntarea dintre memoria colectivă și discursul istoric va deveni tot mai interesantă, deoarece asistăm cel puțin în cazul României la o formă de tabloidizare a prezentării trecutului. Sper că am fost suficient de provocator și suficient de scurt pentru a genera întrebări polemice. Iată, cam prea scurt. Nu, cred că e suficient pentru ca să poată fiecare să-și spună punctul de vedere.